întâmplă, domnule? Lumea merge cu viteză spre iad. Vrea împotriva lui Dumnezeu. Satan cu coarne îndreptățește că-i bine așa. Și să scadă România și să ajungem o țară pământ gol. Bătrânii murim, omul ăștia îi distrunge, nu mai lasă să mai vină copii pe lume. Și ce fac oamenii aici? Ați înțeles? Ce, pentru ce? Îi cer omul. Îi cer să coboare foc din cer ca în, în cum se chema, în țara aia unde se coboră foc din cer. Dumnezeu nu rabde și vorii acum. Ucraina e chisată în sânge, dar ei nu mai poate bine acum. Vor împotriva lui Dumnezeu. N-ar trebui să facă lucrurile astea? N-ar trebui. Dar Dumnezeu se uită cu jale, dar trebuie să pedepsească. Cum îi se pare ce vedeți? Ia uitați-vă așa. O groază, un plâns și un boșet amar. Noi suntem creștini pe Evanghelie. Și toate adunările din creștini pe Evanghelie din țară se roagă și postez pentru ce se întâmplă acum. Noi avem vreo șansă? Este la Dumnezeu. Este! Am înțeles, numai bine să rămână. Domnul suveran, o tăie mare în două roșii. Eu înghițit pe cei împotrivă, eu înghițit, eu trec cu poporul care a vrut bine.